Bună ziua, și iată, după ce am făcut lucrurile la această familie, e timpul să-i fac tratamentul coxalic. Am retras două rame cum era, înainte de tratament. Iată, folosesc o siringă cu apă și e foarte simplu să pun pe ramă. E foarte ușor de aplicat. Singurul lucru e că trebuie aplicat din două în două săptămâni. Acum, cei care fac, dar nu mai face nimeni tratament la ora aceasta, cel mai sigur. Mai tragem o siringă. Aplicăm pe rame. E foarte simplu de adăugat, nu e mare lucru. Asta e tot. Bineînțeles, nu așezăm folia direct pe rame. Punem acum prima dată podișorul de sute. Albinuții vor avea acces la sirop. Lăsăm și o mică fantă de aerisire de data aceasta, fiindcă este foarte cald. Iată așa. Și cam asta este tratamentul cu oxalic. Un tratament ecologic sau bio, în funcție de cum dorește fiecare să-i spună. Singurul lucru care îl voi mai face este la sfârșitul lunii mai voi face un test cu balachet cu la familie să văd dacă cade păduchi. În mod normal n-ar trebui să cadă niciunul, să fie stupii curați. Fiindcă acel varroa este foarte periculos în multe privințe. Iată, cam atât am vrut să vă arăt cum se aplică acidul oxalic pe data viitoare.